Acesta este satul meu din Minecraft și un hoț a venit și mi-a furat soția. Literalmente, un hoț a venit și mi-a furat soția și a pus-o într-o cușcă în care doar el poate să deschidă cușca aia. Și pe lângă chestia asta, acesta dorește mașini super sport ca să putem să o salvăm pe soția noastră. Pe lângă chestia asta, tot în satul nostru au mai apărut și niște containere cu bani. Containere în care se află diverse mașini la diverse prețuri. Aveți și un container gratis. Trebuie să mergeți spre la final să vedeți ce s-a întâmplat și ce se află în fiecare container din acesta. Dă like chiar acum și o să ai 10 ani de noroc în Minecraft să găsești și tu asemenea cave-uri. Dă like chiar acum. Bă, ce băgălăgie asta în casa asta, nene. O, poate omul să doarmă liniștit. Păi, bebiță, ce Dumnezeu ești, bă, atâta de bagitat? Ia du-te pe afară și du-te afară și plimbă-te dacă te-ai plictisit. Uite, te scoate maică-ta afară la grădina zoologică. Dacă poți să mergi, te rog, te rog, te rog. Hai, du-te, puii mei, doar lasă-mă și pe mine să dorm, că sunt obosit. Da, iubita, du-te cu el, du-te, soția mea dragă și frumoasă, du-te cu el, te-ai vopsit frumos, îmi place. Așa. Ușor, bă, bebiță, că doar te duci până la grădina zoologică, te duce mami. Hai, mami. Ia uite, bă, nu mai poate. Să aveți grijă, da? Să aveți grijă să nu vorbiți cu străinii, să nu vă băgați în seamă. Băi, tu ce vrei, bă? Hai, duceți-vă, duceți-vă, în sfârșit. În sfârșit o să fiu și eu liniștit în patul meu și în casa mea, frate, că nu mai pot. Mi-a făcut creierii varză, nu pot să stau liniștit. Tu ce te uiți, mă, așa? N-ai mai văzut mașini străine? Ce pui mei, tot te bagi și tu în seamă? Du-te la tine acasă, că îți par nasul. Ești prieten cu rândunelă? Vă cunoașteți voi, vă, alea, nu? Uite și pe ăla altul acolo. Hai, vă, alea de aici. De ce? Bebiță, băi, ce vrei, mă, că... Bebiță, ce ai văzut acolo? Ce s-a întâmplat? Ajutor, te rog, ce s-a întâmplat? Ia zi. Vorbeam cu Aurel ăsta, vecinul nostru. Uite. Păi ce să văd? Aia cumva e maică ta, gen? Bă, mă, ce... maică ta mă înșeală? N-am avut ce fac... Cum adică? S-a furat un hoț. Hai să o salvăm, gen. Bă, da, știi ceva, bebiță, m-am gândit la... Ia stai. Ia du-te tu mai bine și vezi de treaba ta, că dacă ai un hoț și e periculos, e greu, e nașpa. Ai înțeles? Ia du-te și vezi de treaba ta și du-te și nu știu, habar n-am. Merg la Rareș să joc Brawl Stars, pa. Du-te și joacă-te Brawl Stars cu Rareș, ia uite, frate. Trebuie să vedem că a venit pe aici nebunul ăsta, a luat-o pe aici pe soția mea și ce a făcut ea? Ce e aici? Mă, a pus-o în cușcă! A pus-o numai pentru mașini. Ce, mă, ăsta? Bă, lasă-mă. Ieci. Ce mi-a răzmit semnul ăsta? Dă-mi soția înapoi, nenorocit. Uuu, lasă-mă. Plec de lângă tine, că poate ești murdar. Ce vrei să-ți fac? Uuu, gata, promii. Băi, dă, bă, soția înapoi, bă. N-ai voie, nu poți să-ți faci și tu propria soție, trebuie să furi soțiile altora. Trebuie să furi femeile altora. Nenorocitule, lasă-mă pace, nu. N-am nimic la mine, sunt curul gol, lasă-mă pace. Ce ai, deci... Bă, nene, ce vrei, mă, copile? Ce nu înțelegi? Cum, ce vrei să înțeleg? Aduci o mașină super. Așa. Așa, și după ce? Trebuie să-ți aduc. O dau înapoi pe soție. Bă, dar o vreau acum înapoi, nu trebuie să-ți aduc eu o mașină, mă șantajezi? Până atunci rămâne la noi. N-am ce să-i fac, fraților. E prea puternic. E prea puternic căciosul. Hai repede, că nu stă mult după tine. Mamă, e prea puternic căciosul, bă. Deci trebuie să-i ducem o mașină super din câte vedeți, ia uite. Deci o mașină din asta, un Bugatti albastru vrea băiatul. Unde găsesc eu Bugatti albastrul ăsta, nu știu. Dar... Vărâm, eu cred că vrea să... Ar trebui să mergem la poliție, fraților. Ar trebui să mergem la poliție, este? Eu știu unde era poliția în satul nostru. Haideți să mergem la poliție, să vedem acolo care e jmecheria și să chemăm un polițist să rezolvăm situația asta. Că nu pot să mă duc. E acolo ascunsă, pui mei, e pus în cușcă. A pus-o în închisoare, am închis-o. Trebuie să vorbim cu poliția neapărat. Știu că dacă o iau pe aici, mai merg puțin prin părțile astea alte. Știu că trebuie să fac dreapta pe undeva pe aici și teoretic ar trebui să fie poliția aici. Rândunel?
Rădădele, ce faci, bă, aici? Ce sunt astea? A, Gani, te pup, Rândunele. Unul meu prieten, normal că suntem prieteni. Dar nu era poliție aici sau ceva de genul, că am o problemă și... Ce sunt containerele astea și de ce le... Totul le vinzi, totul faci șmecherii până în satul ăsta. Vezi că trebuie să postăm pe canalul nostru, bine? Băi, și vedem, mi-am adus aminte, vedeți că începem un canal secundar, pe canalul nostru secundar. Dacă se abonați deja, să știți că canalul nostru secundar se transformă în canalul meu și al lui Rândurel. Deci abonați-vă și acolo, link în descriere, vă las acolo. Ia uite, se bucură Rândurel. Bă, Rândurele, lăsând la o parte chestia cu canalul nostru. Ce sunt? Se află, nu spune, se află mașini în chestiile astea. Hai zi repede, vrei ceva de aici? Da, normal. Vreau și eu să deschid containerele astea, că poate se află mașini șmecheri, din câte știu. Asta e fermă de mașini, firmă de mașini, de transporta mașini. Auzi, Gani, nu mă interesează. Dar nu poți să ajungi tu un frate de-al tău să-mi dai și mie o din asta? Cumperi sau sar? Păi mă, că asta e gratis, cred că o să... Aici nu-i nimic, e doar cărbune și o roabă, nu cred că i-a ajutat pe aia. O să vin și o să fac rost de bani, nu știu, o să-ți aduc eu niște bani și eu, nu știu, o să-ți dau pe ăsta asta $500 sau $1000. Ah, bine, atunci vezi că e un nene nebun pe partea aia. Unde? Ăla? What the fuck, ce-i aia? Acum am văzut-o. Ok, are un premiu, nu știu. O să văd care e șmecherea cu chestia aia de acolo, mă rog, mulțumesc că mi-ai spus. Dar îți las un chest să pui bani aici, am încredere în tine. Ciao. Ok. A, ăsta cred că e chestul, nu? Auzi, bă, dar tu unde te duci acum? Tu ce faci acum? Cum ce fac? Hă? Hai, să lași astea așa deschise? Mă duc să mă relaxez. N-are nicio treabă, Rândunel. Ia mă să mergem la gigelul ăsta. Alo! Alo! Tataie! Tătăiță! Tătăiță, n-auzi? Moșurică! Ia vină, fii atent, că văd că... Vă ca ai chestia asta de aici. Ia mamă, ce bă, că nu pun mâna pe nimica, ce ți-am făcut? Omoară mobii 10 secunde, $1.000.000. Mamă, vrei să iei bani? Da, normal că vreau. Omoară zombii ăștia. Ce zombi? Care zombi? Sunt zombii nou și primești banii? Mamă, ia stai frate. Frate. Vrei să vezi ceva? The fuck? De ce ești, ești dezbrăcat sau ce vrei să-mi arăți? Sunt în fundul go... Mă, tataie, sunt copii care se uită la video ăsta, te rog eu. Ai nebunit? What the fuck? Văd că ai ochii injectați, nu știu ce ai pățit. N-ai băut. Hai, du-te, moșule. Vezi că nu sunt moș, băi. Ciudatule. Te așteptai... Tu mai ai zburat? Cum poți să zbori? What the fuck? Treaba mea. Bine. Dacă treaba ta e treaba ta... dacă treaba ta e așa... Fiecare cu treaba lui și treaba mea e cu tine. Mamă, mă bat așa de mă rup. No, mă. Nu te descurci, nene? Mă descurc, fraiere. Vezi că mă descurc și ți-i bat pe ăștia. Ăștia se sar pe aici. Oh, ma... Bă, ce mă enervează că îmi dau knockback ăștia. Gata? Gata, am terminat. Gata, am terminat aici. Am terminat tătăiță. Cum ai ajuns acolo, ia să văd. Vino tataie să vezi, ia uite. Eh? Tocmai n-ai vrut să intri pe ușă? De ce n-ai vrut să intri pe ușă? Nu am încredere în uși. What the fuck? Ok, e ciudat rău tipul ăsta, nu. E mega ciudat omul ăsta. Da, uite, ți-am omorât pe toți ăștia, gen. E ok. Bă, mă bucur. Ia aici bani. Oh, mă leu, dă banii. Just give me my money. Doar dăm banii mei. Hey! Pa. Tataie, tu iară zbori. Mă, tataie! Mă, ce-a fost asta? E, oricum, ok. Anyway. Avem bănuții biștarii. Hai să vedem ce putem să facem cu ăștia pe aici. Deci, din câte vedeți, avem ăsta gratis. Ăsta gratis... Dați-vă și voi că nu avem nimica pe... prin el pe aici, pe lângă, prin spate, din câte vedeți, toate astea văd că sunt închise. Astea sunt închise din câte văd, dar cred că dacă dăm banii pe care l-avem scris deasupra chestiei, primim ăsta, nu? Primim astea. Ar trebui, hai să vedem ăsta gratis, să vedem ce e înăuntru. Ok, astea nimica pe aici.
Și cam atâta. Asta, văd că nu mai e nimic în chestia asta. I mean, da, e. Dacă nu e nimic în chestia asta, cred că o să vreau, fiți atentă, și ce o să facem? O să-i lăsăm toți banii lui Rândunel, că e prietenul nostru. Îi lăsăm toți banii și noi putem să le deschidem pe toate. Hai să vedem ce putem să deschidem. Hai să ne gândim ce să deschidem prima dată. Hai să deschidem pasta de un dolar prima dată. Să vedem ce pui mai găsim în chestia asta aici, ești nebun? Yo! Bă, ești nebun, uite că s-a... O, și speriat în pui mei cu să... Era să mă lovească în nas chestia asta. Bro, ce e bă mașinul ăsta? E un Ford. Ok. Dar e Ford ăla vechi, antic și de mult. De pe vremea lui tataie. Ia mă să-l luăm pe ăsta. E un Ford Model T. Ia uite-l. Mamă, ești nebun, e din Deutschland. Ia uite, de aici pornești mașina. Brum, 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 de aici o pornești. Mamă, frate. Vezi că e posibil să fie destul de scumpă prostia asta. Deci e posibil să-i convină lui ăsta. Bă, vezi că merită, ești nebun? Vezi că merită. Bă, nene, crezi că mașina asta ar fi bună pentru... N-ai, crezi, nu te interesează pe tine, Aurele. Mamă, eu zic că e idee bună, bă. Mașinile astea sunt de alea primele mașini făcute din lume. Și sunt convins că i-ar conveni la nebun. Că mă gândesc că sunt destul de scumpe prostiile astea. Adică mă gândesc că cer ăștia niște prețuri pe ele de zici aia. Johnule, Johnuțule, ce faci mă băiatule? Alo, fii atent, uite ce mașină ți-am adus. Ți-am adus aici o mega mașinoaie ți-am adus, vino să vezi. M-am întors, ia vino să vezi, uite. Are aici roz de lemn, faruri de lumă cu lumânări. E prima mașină făcută vreodată, taică, e șmecheră rău de tort. Ia zi, ce părere ai? Cum ți se pare? Mie se pare... Tu-ți bagi joc de... Lasă-mă pace! Nu-mi bagi joc de... Cu ce să-mi bagi joc? Ți-am adus o mașină destul de... Vezi că e scumpă! Să nu te mai pedești cu prostiile astea. Și ia mașina de aici. Și pleacă cu ea. E ultimul gunoi. Bă, da... Da, mă rog. Dacă ție nu-ți place și nu-ți convine, asta nu înseamnă că e gunoi. Pă bune zic, cârnatule. Și îmi vreau soția înapoi. Urâtule. Îmi vreau soția înapoi. Nu-ți vezi soția până nu ne aduci ceva bun. Tempoi mei, ia. Hai să le deschidem și pe celelalte. Să deschidem și celelalte containere. Și să lăsăm pe ăsta, să ne lăsăm mașina asta. O lăsăm, nu știu, pe undeva pe lângă casa noastră. Ca să rămână acolo, să fie gen. Să fie mașinul aia aici. O lăsăm aici, uite. A spawnat și un creeper din ăsta. A ieșit din mașină, a căzut din mașină. Ok, o lăsăm acolo. Și haideți să vedem dacă le deschidem și pe celelalte. Dacă le deschidem pe celelalte. Celelalte două, gen ăla de 500 și ăla de 1000. Hai să deschidem 500-le prima dată. Să vedem ce se află în ăsta de 500. Poate de data asta e, nu știu, ceva mai interesant. Ia să vedem. Ok, ia uitați-vă. Mare Bamborghini Baliardo. Ia uite, Lamborghini. Deci avem un Lamborghini aici, fraților. Haideți să vedem și la asta de 1000. Chiar sunt curios să văd. Ca să nu mai facem încă un drum, facem direct două drumuri cu ambele mașini și aia e gen. Hai să vedem ăsta de aici de 1000 de biștari ce știe să facă. Hai mă să-l deschidem și pe ăsta. Să vedem care e șmecheria și cu el. Boom! Ia uite, asta e Tesla Cybertruck, ești nebun? Ok, deci asta este o Tesla Cybertruck și aici avem un Lamborghini. Ha, bă, dacă nici mașinile astea nu-i plac lui ăsta, nu știu ce-i mai plac, pe bune. A, uite, am găsit și o cheie din asta franceză. Ia uite, am luat mașina, ok. Deci avem Tesla Cybertruck și cu... Bun, din ăsta, stai, cred că putem să o luăm, da, luăm pe ăsta așa. Deci un Lamborghini Huracan e, Lamborghini Huracan. Deci le-am deschis pe toate, fraților, le avem pe toate deschise. Ăla gratis nu ne-a dat absolut nimic, a destul de nașpa. Bine, avem cărbune dacă vrem să ne încălzim la iarnă, dacă e o iarnă friguroasă, ne încălzim cu cărbunele ăla. Hai să mergem la golanul ăla să vedem dacă ne salvăm soția, frate, ești nebun. Chiar sunt curios să văd dacă ne salvăm soția. Cu mașinile astea două, dacă le ducem pe ambele, ar trebui, frate, să rezolvăm situația, ești nebun. Hai, mă, să rezolvăm o dată situația asta pentru totdeauna, m-am săturat în puii mei de cârnatul ăsta. Bă! Alo! Ți-am adus mașinile, fii atent.
Am adus niște mașini, dăm să văd, fii atent. Una la mână este Tesla Cybertruck și doi la mână, fii atent, este Lamborghini Huracanis. Ia uite-le, mâncale artaica. Ce părere ai, a? Cum ți se par? Ia uite-le. Strălucesc ele, mă, strălucesc. Șeful meu să fie tare fericit, mă bucur. Haide să, acum, haide să-mi scot și o soția de aici să rezolv... Ce, cum adică ce vreau? Să-mi scot soția, gen, că parcă ăsta ne-a fost deal-ul. Că ți-aduc mașini șmechere și tu îmi scot... Credeai că o să-ți lăsăm soția? Păi nu așa am vorbit? Să nu crezi... Bă! Lasă-mă pace! E soția noastră acum, nu! Bă, e soția mea, tu nu înțelegi? Uite, are tatuaj cu Gani pe ea. Poți să pleci, bă, lasă-mă, mă, în pace. Mă, nebunul ăsta vine după mine, bă! Bă, nebunule! Du-te, bă! Doamne! Bă, nene, lasă-mă în pace și dă-i drumul soției mele, nenorocitule, să știi că mă duc la prietenul meu rândunel și voi ne lăsați și mai și mișto, prostul, mă. Doamne, dar ce pot să mă fac acum, fraților? Literalmente nu am ce să mă fac acum. Trebuie să găsesc o soluție cumva să-mi salvez soția, că n-am cu sola să acolo. De bani m-a păcălit ăla... Rândunel, nu mai zic, rândunel mi-a tras pe dreapta, banii n-am pe cine să plătesc. Un asasin ceva să-l omoare pe ăla să... Am rămas doar cu containerele astea care... Măi mei, containere în care nu se mai află nimic, uite. Nici o scamă, nici o frimitură, nicăieri. Efectiv. Efectiv sunt goale astea, frate. Ăsta de aici, la fel, uitați-vă și voi. În cutiile astea... Pum, pare că nu-i nimica nici o cutie din asta. Adică nu... What? Mă, ce... What? Mă, ce e asta? Tu vrei să spui mie că în ăsta gratis a fost tot timpul o bază secretă? Mă, ce? Deci în ăsta gratis e uite, podeaua falsă acolo. A fost o podea din asta secretă, cu o bază secretă? Și ce se află aici? Ajutor. Bă! Mare tank, ești nebun? Mare tank! Bă, vedeți că e... Mamă, stai! Cred că trebuie să completăm chestia asta de aici ca să putem să luăm tankul ăsta. Fraților, repede, scrieți în comentarii 21 plus 3 minus 10 și să alegem aici care e varianta corectă. Scrieți în comentarii chestia asta și să mă ajutați să deschid asta și dacă scrieți corect, nu știu, vă dau inimioară la comentariu. Deci dacă veți inimioară la comentariu, scrieți răspunsul corect la ăsta. Deci 21 plus 3 fac 24. 24 minus 10... ar trebui să dea 14? Teoretic 14 ar trebui să fie. Adică nu am fost eu cel mai bun la matematică, dar măcar asta o știu și o bui vei. Ia dar și pe ăsta ce zâmbește aici, stă el acolo fericit și... Bă, s-a deschis geamul. Mamă, stai așa că era să mă dau cu capul în chestia asta. Mamă, ce mă acolo? Ia, uitați-vă la tankul ăsta. Tankul 200, 225-200, bro. Mamă, ești nebun? Ia, uite cu stopuri, cu din astea, tankul vieții, fraților. Tankul vieții. Ia că mă duc eu cu tankul ăsta și îl intimidez pe fraierul ăla. Ia asta să vedeți. Putem să luăm de aici? Putem să luăm tankul de aici? Am spart ăla, gata. Luăm tankul și îl ducem pe bucăți acolo sus, înapoi. La fraierul ăla. Fiți antenă. Fiți antenă că ne ducem înapoi la el. Pe bucăți îl ducem. Și facem lu ăsta. Ne luăm de el. Deși n-am condus în vișinii, nu știu dacă funcționează tankul ăsta. Asta ar fi una dintre problemele noastre în momentul de față, că nu știu dacă funcționează tankul. Dar hai să ne întoarcem, să ne salvăm soția. Că nu putem să o lăsăm așa, frate, ești nebun. Bebe Gani e pe acasă? Nu e pe acasă. Îl împui vești pe Bebe Gani. O, mai știu, dar nu mai știu, mi-a mâncat sufletul și copilul ăsta. Ia, mânca sufletul și copilul ăsta. Hai să ne întoarcem, fraților. Dați like dacă mai vreți să vedeți episoade de genul acesta pe canalul meu de YouTube. Abonați-vă și nu uitați că avem și canalul secundar în descriere. Ia uite-l. Bă, și după o să te vinem la turci? Bă, nenorocitule. O să facem o avere de pe tine. Te rog, lasă-mă. Lasă-o în pace, nenorocitule. O să vezi, fii atent, am venit aici. Uite, m-a văzut soția. Direct înțeleg. Băi, nene. Vezi că o să mă iau de tine rău de tort. Mă, tu nu auzi? Mă, n-auzi, mă? Că n-am ce fac... Da? Vrei să vezi o chestie? Ia fii atent aici. Haț cu haț. Ia vezi, mă. Ha? Ha? Ți-e frig acum, ha? Unde fugi? Unde fugi, mă? Eu uite ce fuge. Prostul s-a speriat.
Hei, l-am speriat cu tancul, mă! Scoate-mă de aici, te rog. Oh, scuze, stai că te scot acum. Te scot acum, iubita, vino cu ace, soția mea dragă. Ia uite, bă, ce păr super. Am salvat-o pe soția noastră, băieți și fete. Let's go. Am scăpat-o și am salvat-o din chestia asta. Uite și tancul acolo. Mulțumesc mult că m-ai salvat. Doamne ajută, GG. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Să știți că în momentul de față aveți încă două videoclipuri pe ecran. Vă recomand să vă uitați și la acestea pentru că sunt extrem de șmechere și interesante. Bineînțeles dacă v-a plăcut cel de astăzi. Cam asta a fost tot. Pa, pa, ne vedem data viitoare.